Iar de Crăciun, prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, le-a reamintit românilor că această sărbătoare este una a iubirii smerite și darnice a lui Dumnezeu Tatăl. În mesajul său cu prilejul nașterii Domnului, șeful Bisericii Ortodoxe Române a spus că acesta este un bun prilej de a oferi daruri bătrânilor, celor bolnavi sau celor singuri. Patriarhul României a reamintit că este sărbătoarea familiei și că o atenție deosebită ar trebui acordată copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos sau Crăciunul ne vestește iubirea smerită și darnică a lui Dumnezeu Tatăl, care a trimis în lume pe Fiul Său cel veșnic pentru a mântui pe oameni de păcat și de moarte și a le dărui viață veșnică. Sărbătoarea Crăciunului ne cheamă pe toți să fim darnici, precum magii de odinioară, să arătăm în jurul nostru iubire smerită și darnică, să oferim darul copiilor, dar și bătrânilor, bolnavilor, săracilor și celor singuri, îndoliați și întristați. Fiind în mod deosebit sărbătoarea familiei, Crăciunul ne cheamă să arătăm o atenție deosebită copiilor, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, cu speranța că vor reveni în România. Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, anului nou 2022 și botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie, împreună cu salutarea tradițională la mulți ani!